Antena 3 a prezentat o nouă listă neagră trimis de la Bruxelles. Klaus Iohannis figura pe ea documente. Mihai Gâdea a prezentat, la sinteza zilei, de la Antena 3, o nouă listă negre venit de la Bruxelles. De această dată un document care vorbește despre incompatibilitățile demnitarilor. În document se regăsesc nume importante: Klaus Iohannis, Ecaterina Andronescu, Victor Alistari, Mircea Diaconu. Cred că era un raport trimis de ani. Unele dintre cazuri s-au soluționat definitiv. Se cerea să se vadă că în cadrul luptei anticorupție există rezultate concrete. Se cerea statistica, a explicat parlamentarul PNL, Iulia Scântei. Nu ai nevoie de nume și prenume, ci doar de datele statistice, a precizat deputatul PSD, Liviu Pleoianu.